Dumnezeu este creatorul întregului univers. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Un astfel de Dumnezeu nu are nevoie nici de mine, nici de tine. Se descurcă singur, dragii mei. El a dus prin cuvânt în existență universul. Dar din pricina iubirii Lui, a vrut să împarte dragostea Lui cu noi, cu oamenii. Și de aceea Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și în felul acesta l-a plămădit pe Adam din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață. Dar priviți-l pe Adam, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Oare de ce? Ca să fie compatibil cu Dumnezeu, să poată exista o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu să poată să vină să locuiască în trupul lui. Dar atunci când i-a dat mandatul să lucreze grădina și să o păzească, Adam nu știa încă care sunt dușmanii, la un moment dat Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Și când Dumnezeu l-a creat pe om, parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut. Și în felul acesta, lângă un individ apare un altul și se formează o familie. Prima familie binecuvântată de Dumnezeu. Apoi în versetul 28 le spune, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Umpleți pământul cu chipul meu, cu familii create ca să mă primească pe mine, atotputernicul Dumnezeu, să locuiesc împreună cu ei. N-a trecut foarte multă vreme și Satana a furat toate cărămizile, toate materialele pentru templul de pietre vie al lui Dumnezeu. Și de aceea, de-a lungul Vechiului Testament, deși Dumnezeu n-a încetat să dorească să vină să locuiască în mijlocul poporului, el a avut nevoie de o interfață, a avut nevoie de un templu, de ziduri, ca să mijlocească relația dintre un Dumnezeu sfânt și un om păcătos. Așa s-a construit cortul întâlnirii și Duhul Domnului a coborât să locuiască în mijlocul lui Israel. Apoi când Solomon a ridicat templul, Duhul lui Dumnezeu a umplut templul, dar 400 ceva de ani mai târziu, din pricina neascultării, templul a fost dărâmat, poporul a fost dus în robie. După 70 de ani de robie, se întorc în țară și în jurul anului 539, când Cir dă edictul, ei se întorc în țară, așează altarul, pun temeliile templului. Dar când ați venit în Belgia sau în Olanda, ați venit probabil în două valize. Indiferent unde v-ați dus, străini și călători, n-ați avut loc de muncă, n-ați știut unde o să stați, unde o să locuiți. Imaginează-ți să vii 3 luni de zile pe jos din Babilon până în Israel, să-ți vezi casa pustie, dărâmată, toată cetatea deplină de dărâmături. Deci am ridicat altarul cu bucurie și am pus temeliile templului anul următor. Fiecare s-a grăbit să-și ridice zidurile, să pună acoperișul, să-și adăpostească familia și au avut și o scuză. Vrășmașii erau pretutindeni prin jur și 18 ani casa Domnului a rămas dărâmată. Dumnezeu îl trimite pe prorocul Hagai și ascultați cuvintele lui. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea casei Domnului. Și apoi prorocul îi confruntă și le spune, dar pentru voi a venit vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa Domnului stă dărâmată? Suiți-vă pe munte, aduceți lemn, zidiți, lucrați, eu mă voi bucura, voi fi proslăvit, spune Domnul. Observați, dorința din totdeauna lui Dumnezeu a fost să locuiască în mijlocul celor creați după chipul și asemănarea sa. Și spuneam că casa lui Dumnezeu, pentru noi astăzi, noi locuim în perioada nou-testamentară, casa lui Dumnezeu este în primul rând trupul meu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Dar în același timp, în momentul în care ți iei o soție, formezi o familie, casa lui Dumnezeu devine familia ta. Acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și apoi când noi începem să ne mulțim pentru că ne atingem de piatra vie și venim la viață și formăm comunități creștine, casa lui Dumnezeu devine biserica, comunitatea, eclesia, adunarea celor chemați afară. Observați, sunt cel puțin 3 aspecte pe care trebuie să le avem în vedere când vorbim despre zidirea casei lui Dumnezeu. Este viața mea ca individ, este familia mea
soția și copiii mei și suntem noi cei adunați împreună de jertfa Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Zidurile acestea nu sunt casa Domnului. Ne bucurăm de ele, de confortul pe care îl avem. Dar casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Din păcate și astăzi ca și atunci, fiecare aleargă după casa lui, în timp ce casa Domnului stă dărâmată. Avem impresia că e suficient să pui hainele pe tine și uităm de rusalile din noi. Și, dragii mei, asta este tristețea zilelor noastre ca și atunci. Preocupați de lucrurile materiale, dăm copiilor noștri telefoane, haine, școli, sport, muzică. Investim energie și timp în tot felul de alte lucruri, uitând de sufletele lor. Și Domnul Iisus a zis, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Am început întâlnirile noastre sâmbătă dimineața spunând că Dumnezeu ne invită la o graniță. Ne invită să privim la ce a trecut, să spunem până aici și de azi încolo. Dacă nu e o decizie pentru Domnul, dacă nu faci o schimbare în viața ta, vei auzi și tu din gura Lui ceea ce au auzit alții. Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut noi minune în numele Tău? Ascultați cuvintele dreptului judecător. Plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Niciodată nu v-am cunoscut. Nu v-a interesat casa mea toată viața voastră. De ce să mă intereseze pe mine de casa voastră? Dragii mei, când eu neglijez casa lui Dumnezeu, Dumnezeu neglijează casa mea. Și asta a fost experiența celor întorși din robie. 18 ani, semănați mult și culegeți puțin. L-aduceți acasă și eu vi-l suflu. Adunați o sâmbrie și o puneți într-o pungă spartă. Spune Dumnezeu, de ce? Pentru că casa mea stă dărâmată în timp ce voi să aștepta binecuvântări, dar sunteți complet dezinteresați. Dragii mei, ascultați-vă rugăciunile. Doamne, dăm, Doamne, fă-mi. Astea sunt rugăciunile noastre. Noi venim la Dumnezeu să ne dea sănătate, copii sănătoși, loc de muncă, binecuvântări, dar ne punem oare întrebarea cât de mult mă interesează templul Duhului Sfânt, care este trupul meu, sufletul copiilor mei, a familiei mele, a comunității în care trăiesc. Când am intrat aici și m-am plimbat pe ulițele de afară, un loc extraordinar de frumos, am zis, Doamne, cum ai putea trezi satul acesta? Să umpli astfel de clădiri, să ne bucurăm împreună, oameni din orice popor, din orice limbă, din orice seminție. Așa va fi cerul. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, totul începe cu mine. Nu cu cel de lângă mine, cu mine. Și prima dată ne-am pus o întrebare. Sunt eu dispus să mă dau rob lui Hristos? Să-L invit să locuiască în viața mea, să-I dau mâinile și picioarele mele și în felul acesta să mă pun în slujba Lui. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să ne dăm rob Lui, nu rob șefilor noștri, nu rob soțiilor noastre, nu rob copiilor noștri, ci rob Lui Hristos. Dacă suntem robii Lui, ar trebui să intereseze voia Lui, ar trebui să ne disciplinăm viețile, dragii mei, să cunoaștem cuvântul Lui, să putem trăi în ascultare de El. Dar dacă te-ai dat rob lui Hristos și te-ai disciplinat viața, vei vedea că lucrarea e peste puterile tale și de aceea trebuie să ceri înțelepciune și trebuie să te pui pe genunchi, să te rogi pentru tine. Câți dintre noi n-am luat decizii incredibil de bune în viața noastră și două zile mai târziu am uitat de ele, au căzut toate la pământ. Am avut conferințe, bucurii, peste o săptămână, nici nu ne-am mai adus aminte de ele. De aceea, dragii mei, trebuie să invităm prezența nemărgită a mărimea puterii lui Dumnezeu, Duhul Lui Creator, să ne energizeze, să ne trezească Duhul ca lui Zorobabel și a rămășiței poporului și a lui Iosua. Și în felul acesta să rămânem consecvenți în zidirea casei Domnului.
Am vorbit apoi despre rolul soției și dați-mi voie să recapitulez doar în câteva minute înainte să intru în subiectul nostru în această dimineață. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Observați o modalitate în care zidesc casa Domnului și veți vedea că nu e foarte ușoară și nu pot face singur, am nevoie de prezența Duhului Sfânt. Dar Pavel începe în Epistola către Efeseni, secțiunea despre familie, cu versetul din fața voastră. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. O familie creștină se înfiripează din doi tineri care amândoi sunt logodiți cu Domnul Iisus Hristos. Când eu am cerut mâna soției mele, ea era deja logodită de mulți ani, de aproape 10 ani cu Domnul Iisus. Eu eram la fel. Numai doi tineri născuți din nou formează o familie creștină. Și dacă realmente te-ai născut din nou, nașterea din nou s-a întâmplat în momentul în care l-ai mărturisit cu gura ta pe Hristos ca Domn, ca Stăpân, ca autoritate finală. Și în felul acesta te-ai dat rob lui Hristos. Observați, El fiind Stăpânul, noi suntem în slujba Lui. În slujba Lui. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Pentru că El este divin, noi suntem umani, suntem țărână, noi greșim, facem promisiuni, le uităm. Dar când îl avem pe El, în momentele de criză, și eu nu cred în familii fără probleme, o familie rezistă până la moarte dacă știe să-și rezolve problemele. Dacă știe să-și rezolve problemele. Și asta ne învață Hristos prin propriul Său exemplu. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și îl veți avea de partea voastră pe acela căruia v-ați supus, pe Hristos, Stăpânul Universului, Cel ce zice se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Cum să nu biruim ispitele cu ajutorul Lui? Și de aceea, o familie creștină nu pornește la drum doar doi, ci trei. Ci trei. Solomon spune mai bine doi decât unul, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dacă este fric să încălzesc unul pe altul, dacă se ridică unul împotriva celuilalt, doi pot să-i stea în față și funia împletită între ei. Și acesta al treilea, Hristos, este cheia unei familii creștine. Dar de ce să supunem unii altora în frica lui Hristos ca să evităm divorțul, dragii mei? Uitați-vă la realitățile din familii, la divorțul care pătrunde în biserici și face praf familii și rămân copii, dragii mei, rupți în două între mama și tata, că nu se mai văd și nu se mai vorbesc. Uitați-vă la lumea în care trăim. Șansa noastră este prezența lui Hristos. Supunerea noastră față de El. De ce să ne supunem unii altora în frica lui Hristos? Să putem păstra o comunicare constructivă. Bărbatul fiind capul familiei are tendința să închidă gura nevestei. Da? Și încetişor comunicarea moare. Și când moare comunicarea, moare relația. Ca să poți comunica și unul și celălalt au dreptul și obligația să ne chemăm unul pe altul la ascultare de Hristos. Și în felul acesta, dragii mei, relația se vindecă, face un pas mai departe. De ce să ne supunem unii altora în frica lui Hristos ca să ne împlinim rolurile pe care Dumnezeu ni le-a dat? Și textul începe cu supunerea și continuă cu supunerea. Aseară vorbeam despre versetele care le aveți înaintea voastră, nevestelor. Fiți supuse soților voștri ca Domnului, da? Ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Cum este Hristos capul bisericii? El, mântuitorul trupului. E greu să te supui mântuitorului trupului? Dragii mei, Hristos n-a venit să ne calce în picioare, să ne exploateze, să ne folosească, să ne înjosească, să vorbească urât cu noi. Hristos a venit să se așeze pe cruce în locul meu și în locul tău și în felul acesta ne-a câștigat pentru El. Cum să nu te supui Lui de bunăvoie? Dacă eu ca soț m-aș raporta în felul acesta la soția mea, dragii mei, supunerea n-ar fi un cuvânt negru, cum spuneau soțiile ieri, ci
ar fi același lucru ca pentru Domnul Iisus Hristos, care s-a supus Tatălui și a fost înălțat mai pe sus de orice nume. Și spuneam, orice soție, da? Orice soție trebuie să înțeleagă că a te supune înseamnă a se supune soțului tău ca Domnului, înseamnă a face tot ce stă în putință să înțelegi rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu și să-l împlinești de dragul lui Dumnezeu. Nu de dragul soțului tău, poate el nu merită. Și eu nu comentez că nu vă cunosc soții. Dar indiferent cum ar fi el, dacă Dumnezeu îmi dă mandatul de soție, lui Dumnezeu îi voi da socoteală. Și atunci îmi trăiesc viața de dragul lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu, împlinind ceea ce Dumnezeu mi-a dat să fac. Observați, eu nu depind de felul în care mi se răspunde, nu depind de ce face celălalt, pentru că valoarea mea atârnă de relația mea cu Dumnezeu. O femeie este supusă ca Domnului când își înțelege rolul și se împlinește rolul în familie. Rolul în familie. Trei întrebări la care orice soție ar trebui să răspundă și când o trezești din somn. În primul rând, cine sunt și pentru ce am fost creată? Și există trei texte fundamentale în jurul cărora am stat. Genesa, capitolul 2. Cine sunt și pentru ce am fost creată? Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Observați, noțiunea în sine, ajutor potrivit pentru el, indică sursa din care o femeie, o soție, își capătă valoarea. Dacă soțul scurmă în gunoaie, soția se simte un gunoi. Pentru că ajutorul își primește valoarea din lucrul la care ajută. Și atunci, a fi un ajutor potrivit înseamnă asista, încuraja. A face primar din soțul tău prin rugăciunile tale, prin încurajările tale, prin mustrarea ta, prin tăcerea ta. Cu alte cuvinte, ai aduce aminte că este capul familiei, este preot în casa ta, că este tatăl copiilor tăi, că el trebuie să deschidă drumul. Și în felul acesta, valoarea ta crește alături de el. Valoarea ta crește alături de el. Cine sunt și pentru ce am fost creată? Al doilea text este 1 Corinteni 11, 1-16, și care mă ajută să înțeleg ca soție care e responsabilitatea mea principală, de care voi da socoteală. Dragii mei, casele sunt, fiecare casă sau fiecare bordei cu obiceiurile lui, este o vorbă. Cum vă împărțiți treburile în casă, e treaba voastră. Dacă soțului îi place să spele hainele și vasele, n-am nimic împotrivă. Dacă soțului îi place să gătească, ferice de soția lui. Eu nu intru în bucătărie decât să mănânc împreună cu soția mea când îmi pune lucrurile pe masă. Dar fiul meu, de pildă, deși lucrează, face cumpărăturile, face de mâncare. I-a plăcut de când a fost copil treaba asta. Mergem la el, ne așteptăm la masă, mâncăm, eventual îi ajutăm la spălatul vaselor. Dar e treaba lor. La noi sunt alte obiceiuri în casă. Nu contează cum ne împărțim responsabilitățile în casă. Întrebarea pe care o soție trebuie să o pună, ce nu pot delega nici mamei, nici soacrei, nici vecinilor, nici bonei, nimănui? Care-i lucrarea de care voi da socoteală? Și Scriptura spune, nu-i bine ca omul să fie singur în ce? În lupta spirituală a păzitului grădinii. Dar de ce trebuie să păzești? Păi șarpele era în grădină, abia așteptat ca Dumnezeu să rostească cuvântul în ziua în care vei mânca din fructul oprit sau din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri, negreșit. În momentul în care Dumnezeu a rostit cuvântul, șarpele a înviat. A venit la femeie și a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? A, nici să ne atingem de el. A, nu veți muri. Dumnezeu știe că veți fi ca el și nu vrea lucrul acesta. Luați-vă libertatea să hotărâți ce-i bine și ce-i rău. Nu ascultați de căpcăunul de Dumnezeu, da? Femeia a luat, a dat și bărbatului ei, tot locul de Adam, a mâncat și el și a urmat alungarea din Eden. Alungarea din Eden. Dragii mei, în condițiile luptei spirituale, știți ce a făcut Dumnezeu înainte de alungarea din Eden la judecată? Strâns șurubul.
dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Și de aceea o femeie bătută-i, alungată, se întoarce acasă, vă spuneam ieri de un caz pe care l-am știut și care îl cunoaștem, 30 de ani și-a bătut nevasta și a venit înapoi. După 30 de ani de umilință, el s-a pocăit. La 70 ceva de ani, 100 de oameni aduna în casa lui, nu știa să predice, punea casete și ascultau împreună. 30 de ani l-a biruit pe căpcăunul de bărbatul ei. Care e responsabilitatea mea principală? De aceea, femeia, din pricina îngerilor, să aibă pe cap. Cine-i capul femeii? Da? Bărbatul. Nu-l duci pe bărbatul tău la coafor. Tu ai grijă de capul tău, dar capul soției este bărbatul. Femeia să aibă pe cap exusia, autoritate, stăpânire. Cu alte cuvinte, să vegheze ca bărbatul ei să stea pe urmele lui Hristos. Spuneam, pentru spate nu există piesă de armură. După ce ai înțeles care e rolul tău principal, este cum trebuie să o împlinesc. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, că dacă unii nu ascultă cuvântul, dacă au ieșit din rând, nu îl mai urmează pe Criston, că i-a înghițit deșertăciunea lumii acesteia, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Modelul supunerii este Hristos. Dragii mei, a te supune înseamnă a intra în luptă să câștigi o biruință. Nu înseamnă a abandona, nu înseamnă a renunța, dar nu cu armele firii. Dragii mei, nu așa câștigi un bărbat. Bărbații urăsc cicăleala, cel puțin eu, nu știu dacă vorbesc și numele vostru, dar eu urăsc cicăleala. Și când nevastă mi-a spune mai multe cuvinte, spun, draga mea, în schimb, în momentul în care mă vede pe mine și ea tace, ups, se rupe ceva în mine. Și încep să-mi pun întrebări. Cum o faci? E foarte important. E foarte important cum o faci. Dar despre toate astea am vorbit pe îndelete. Ascultați casetele eventual. Îmi pare rău că s-au terminat cărțile, că altfel putea să lua cartea în care despre familie. Dați-mi voi să fac un pas mai departe. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa, observați comparația, după cum Hristos, tot așa nevestelor, după cum Hristos, tot așa bărbaților. Tot așa trebuie să-ți iubească și bărbații nevestele, după care spune, ca pe trupurile lor. Că cine își iubește nevasta, se iubește pe sine. Noi bărbații suntem suficient de egoiști ca să ne iubim pe noi înșine. Dar știți ce n-am înțeles? Că mă iubesc pe mine însumi doar în măsura în care iubesc nevasta. Când nu-mi iubesc nevasta, mă urăsc pe mine. Da. Și eu sunt cel care sufăr și eu sunt cel care voi plăti prețul pentru asta. Tot așa trebuie să-și iubească și nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag și din nou se întoarce la Hristos și biserică, după cum și Hristos iubește biserica și o hrănește și o îngrijește. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică încolo. Fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevastă se teamă de bărbat. Nevastă se teamă de bărbat. Până aici textul Scripturii. Lăsați-mi voi să-l iau, să-l desfac în bucăți. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum să o iubesc? Nu întreba pe ea. Ea știe precis cum ar dori să fie iubită. Textul spune, cum a iubit Hristos biserica. Știți care e problema?
până și în bisericile noastre, nicio femeie și niciun bărbat nu povestește cu Hristos suficient înainte să se căsătorească. Nu învață de la Hristos. Și de aceea înfiripăm familii care sunt derivă, pentru că nu știm exact nici cum să iubim, nici cum să ne supunem. Hristos este modelul și pentru una și pentru cealaltă. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica? Nu-i normal să pun întrebarea, cum a iubit Hristos biserica? Dragii mei, textul continuă. Dar înainte de a cita textul mai departe, vreau să vă spun că biserica suntem noi, bărbați și femei, părinți și copii, tineri și bătrâni, indiferent cine suntem. Noi formăm biserica, casa lui Dumnezeu suntem noi. Deci tot ce urmează nu e pentru bărbați doar, ci pentru noi toți. Mă bucur și de femeile și de părinții care sunt aici, de copii și tinerii care sunt aici. Biserica o formăm noi, bărbați și femei, și de aceea tot ce urmează ne vizează deopotrivă. Pentru că atunci când vorbim de iubirea lui Hristos, iubirea lui Hristos ne-a câștigat pe noi toți deopotrivă. Ca să înțelegem cum a iubit Hristos biserica, trebuie să înțelegem relația dintre Hristos și Tatăl. Pentru că în lumina planurilor Tatălui a coborât Hristos, a dezbrăcat slava Lui, s-a făcut unul dintre noi ca să ne mântuiască, ca să ne aducă, să ne prezinte înaintea cerului, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. În ziua de ieri, citind textul unui Corinteni, am văzut că Pavel așează înaintea noastră o ordine în universul lui Dumnezeu. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul femeii. Iar bărbatul și femeia împreună sau soția împreună primesc copii din partea Domnului să-i crească pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, nu eu, nu noi, nu societatea, Dumnezeu a hotărât această realitate. Și de aceea spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, căci bărbatul este capul nevestei. De ce e capul nevestei? Așa hotărât Dumnezeu. Da? Dar ce fel de cap este, îmi spune Hristos, El Mântuitorul trupului. Observați rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o în univers. Rânduiala pe care L-a așezat-o în univers. Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, spune Efeseni capitolul 5, versetul 2, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Nu uitați întrebarea de la care am pornit. Cum a iubit Hristos biserica? Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dați-mi voi să desenez textul. L-aveți pe Hristos, hașul acela mare, suntem noi toți ceilalți pe care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, dar de ce a făcut-o? A făcut-o, dragii mei, de dragul Tatălui, ca răspuns la planurile Tatălui și la voia Tatălui. N-a spus Domnul Iisus, vin să fac voia ta, Dumnezeule, n-a spus El, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Cu alte cuvinte, atunci când Hristos a coborât între noi, dragii mei, a venit să împlinească voia Tatălui pentru noi. Vă rog să notați ceea ce urmează. Hristos n-a venit să ne întrebe pe noi, dragii mei, cum ați dori să vă iubesc? Cum ați dori să vă iubesc? Nici nu știu ce i-am fi răspuns noi, ci El s-a dus la Tatăl și L-a întrebat, Tată, cum trebuie să iubesc pe murdarii aceia? Și Tatăl i-a dat ordinele de luptă fiului său. Mandatul pe care a trebuit să împlinească. Deci nu noi am fost întrebați cum să fim iubiți, ci Tatăl a fost întrebat. Tatăl a alcătuit un plan în sine însuși. Și dați-mi voie să citesc o parte din el. Și toate astea, Hristos le știa și aceste lucruri a trebuit să le împlinească El. Efeseni capitolul 1, versetul 4. În El, în Hristos, observați, e vorba de Dumnezeu Tatăl. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Da? Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce El ne-a rânduit ca să fim
înfiați în Hristos, ca să fim înfiați, a trebuit să fim răscumpărați și iertați după planurile pe care Tatăl a alcătuit în sine însuși. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care este arvuna moștenirii. Dați-mi voi să desenez textul. Punctul acela galben este întemeierea lumii. Tot ce vedeți pe ecran este în veșnicia trecută, înainte ca Dumnezeu să fi zis să fie lumină. Observați, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales ca să fim înfiați în El. Pentru că numai dacă faci parte din familia lui Dumnezeu, ești și moștenitor al averilor Tatălui. Să fim înfiați. Dar cum să fim înfiați când noi eram păcătoși și răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu? Și de aceea a trebuit să fim răscumpărați. Răscumpărați din robia celui rău. Iertați de păcatele noastre, spălați prin sângele lui Hristos. A, dar pentru asta Fiul lui Dumnezeu a trebuit să dezbrace slava Lui, să-i achip de rob, de om, să vină să locuiască printre noi plin de har și de adevăr și pe urmă să moară în locul nostru, să plătească în locul întregii omeniri. Dar ca El să poată face lucrul acesta, Tatăl a trebuit să alcătuiască în sine însuși planul mântuirii. Ce extraordinară taină! Observați, totul începe cu planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși. Și apoi, la un moment dat, în Apocalipsa, capitolul 5, Ioan vede, care a fost răpit în sala tronului, pe cel ce ședea pe scaunul de domnie și avea un sul de carte pecetluit cu 7 pece scris pe dinăuntru și pe din afară. Tot planul lui Dumnezeu legat de univers, de mântuire. Și la un moment dat se ridică un înger puternic și strigă: cine-i vrednic să ia cartea, să rupă pecețile, să uite în ea? Și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Și textul continuă, spune Ioan: am plâns mult pentru că nimeni nu s-a găsit vrednic să ia cartea, să dea drumul planurilor lui Dumnezeu. Un bătrân îl bate pe umăr, spune: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda a biruit. Ioan se întoarce să vadă leul și la mijloc pe tronul lui Dumnezeu vede un miel care părea junghiat. Mielul a venit și a dat drumul istoriei. Pe spesele lui, pe cheltuiala lui, dragii mei, a început să dapene istoria. Soluția lui Dumnezeu a precedat problema pe care noi am adus-o în univers, ascultând de cel rău. Ce incredibile planuri! Dar observați, pentru asta Fiul lui Dumnezeu a trebuit să dezbrace slava Lui, să devină unul dintre noi, ca să ne poată răscumpăra, ierta, să putem căpăta înfierea și pe urmă, ca fii să devenim împreună moștenitor cu El, mireasa Lui, mireasa Lui. Toate acestea a trebuit să le realizeze prin iubirea Lui pentru noi, Hristos. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în planurile Tatălui, dragii mei, iubirea Lui pentru noi a trebuit să realizeze așteptările Tatălui, nu așteptările noastre. A trebuit să realizeze așteptările Tatălui, nu așteptările noastre. Dar asta a dat iubirii scop, direcție. Cu alte cuvinte, iubirea nu e o gelatină rozalie călduță care curge peste noi și ne învăluie. Nu, 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 dragii mei. Exact ca supunerea. A te supune înseamnă a intra într-o bătălie. A iubi înseamnă a face ceva prin iubirea ta din celălalt. Nu e împlini mofturile, ce l-ajuta să ajungă la ținta pe care Dumnezeu i-a fixat-o. Și atunci înțeleg că iubirea lui Hristos avea și un scop, avea și acțiunile la care îl obliga scopul acesta. Iubirea trebuia să realizeze ceva de dragul Tatălui. Observați ce s-a întâmplat? Filipeni capitolul 3, capitolul 2, versetele 6 în jos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om.
s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De ce? Observați, ca să împlinească voia Tatălui, a dezbrăcat slava Lui, a acceptat întruparea, a trăit o viață sfântă, ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. A suferit batjocura, răstignirea, îngroparea, dar a treia zi a înviat, slăvit să-i fie numele. Și apoi s-a înălțat la cer și până va reveni, în fiecare moment, mijlocește pentru noi ca să ne desăvârșească mântuirea. Dragii mei, două persoane, toți suntem la Rusalii, două persoane ale Trinității sunt numite în Scriptură Paracletos, mângăietor, mijlocitor, traduce Cornilescu. Dar mie îmi place termenul avocat. Da? Un avocat pledează cauza mea înaintea completului de judecată. Vreau să vă spun, Duhul Sfânt nu este avocatul nostru. Este avocatul Domnului Iisus Hristos în inima noastră. Și aici este una din metehnele teologiilor zilelor noastre. Duhul Sfânt are un singur mandat, să-i pregătească Fiului mireasă, sfântă și fără prihană. Și sfințirea o face El, o face de dragul lui Hristos. Noi nu știm nici măcar cum să ne rugăm. Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, după voia cui? După voia mea, nu. După voia celui pe care îl reprezintă. Hristos este avocatul meu în fața completului de judecată. În momentul în care eu am păcătuit și vin să-mi cer iertare, Hristos se ridică înaintea Tatălui și înaintea celor 24 de bătrâni, dragii mei, și ridică mâinile Lui perforate și spune: Tată, iartă-L, am plătit pentru El. Duhul Sfânt nu-i jucăria noastră, dragii mei. Duhul Sfânt este în slujba lui Hristos. Hristos este mijlocitorul meu. Oare degeaba a făcut toate aceste lucruri? Oare degeaba mijlocește în fiecare zi pentru noi, ca mare preot și jertfă desăvârșită, fără de care nu este iertare? Știți de ce le-a făcut toate acestea? Să realizeze răscumpărarea mea, iertarea mea, înfierea mea, pecetuirea cu Duhul Sfânt, care mă transform într-o chipul mirelui, ca la nuntă să semen cu El, să fiu ca El. Și în direcția asta leargă toată istoria. În felul acesta, dragii mei, suntem dezbrăcați de omul cel vechi, îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul celui ce l-a creat. Și asta este lucrarea planului de mântuire a lui Dumnezeu. Iubirea lui Hristos față de biserică urmărește împlinirea Tatălui, împlinirea voii Tatălui, nu împlinirea așteptărilor noastre. Și din păcate, păcatul ne-a făcut egocentrați, niște găuri negre, și toate sunt pentru mine, pentru mine, pentru mine. Citiți toate crezurile bisericii primare și nu veți găsi un cuvânt despre de ce a trebuit să moară Hristos pentru Tatăl. Toate sunt pentru noi. Și de aici s-au pervertit lucrurile. Nu, nu. El a venit să împlinească planurile Tatălui în noi și pentru noi, nu mofturile noastre și așteptările noastre. Acum putem pune în paralel iubirea lui Hristos cu iubirea bărbatului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica, da? S-a dat pe sine pentru ea. Cum a iubit Hristos biserica? Ascultați bine, bărbaților, după cum iubirea lui Hristos a urmărit împlinirea Tatălui, tot așa, iubirea bărbatului trebuie să urmărească împlinirea voii Tatălui pentru soția lui, nu voia ei, nu așteptările ei și nu mofturile ei, ci voia Tatălui. O Scriptură ne spune că Dumnezeu, când a gândit-o pe femeie, trăim într-o lume pervertită, dragii mei, dar când Dumnezeu a făcut planurile Lui, a spus: am să-i fac un ajutor potrivit pentru El. Dacă soția ta nu este un ajutor potrivit
Du-te în fața Domnului, uită-te în oglindă și întreabă ce ai făcut din ea. De ce? Cum este? Acum, eu nu pot să-mi programez nevasta. E o ființă liberă, Dumnezeu i-a dat dreptul să aleagă între viață și moarte. Și am văzut ieri că lucrul acesta este posibil pentru fiecare dintre noi. Dar este primul lucru pe care un bărbat ar trebui să și-l pună, prima întrebare, și să ia în serios problema asta. Ce ar trebui să realizez prin iubirea mea din soția mea? Iar noi ca părinți, din copiii noștri. Da? Noi ca părinți, din copiii noștri. Iubirea soțului trebuie să încurajeze devenirea soției ei în direcția planurilor pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ea. Pentru ea. Atenție, dragii mei, până unde putem duce paralela dintre iubirea lui Hristos și iubirea noastră? Nu uitați, El este Dumnezeu, noi suntem țărână. Și nici unul dintre noi nu poate face pentru soția lui ce a făcut Hristos pentru amândoi. Și pentru soț și pentru soție. Dați-mi voie să las deocamdată familia, pentru că dacă nu cunoști termenul de comparație cum a iubit Hristos biserica, ești pierdut. Și de aia este dezastre în familiile noastre. Cum arată iubirea lui Hristos? Care-i conținutul acestei iubiri? Uitați cum continuă textul. După cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea. Asta înseamnă El mântuitorul trupului, da? Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească. Dar mă întorc înapoi la iubirea lui Hristos și iau pe rând actele iubirii Lui, acțiunile iubirii Lui. În primul rând, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Ce înseamnă a sfinți? Te duci la prăvălie și îți cumperi o periuță de dinți. E frumos împachetată, Oral-B sau Oral, nu știu, I sau nu știu exact ce-i pe la voi. Te duci acasă, o scoți afară din punga ei sau din cutia ei, din ambalaj, după care pui pasta de dinți și ți-o bagi în gură. Și în momentul acela ai sfințit periuța, ai pus-o deoparte. Când erai copii și primeai un lollipop, da? Sau cum este, un kojak, erau copii în jur și ca să știe toată lumea că e a ta, o lingeai frumos sau înghețată. Și în momentul ăla ai sfințit-o. Nu-i frumos să iei din gura altuia, ai spuneai la celălalt. Ceilalți copii se uitau la tine, a, dar tu erai mândru, ai sfințit-o, era a ta. Dar acum, când ai ajuns așa pe la 17, 18 ani, 20 de ani, începe să fiarbă sângele în tine și o mulțime de fete în jurul tău. Și fetele, dragii mei, griji, nu-i folg dulci, pentru că o fată când te uiți la ea, cât de cât și măritată. Trebuie să ai foarte mare grijă cu lucrurile astea. Băieților, nu vă jucați cu inimile fetelor. Dar la un moment dat, vă întâlnesc unul cu celălalt, ochii încep să vă lucească și se ia o decizie lăuntrică, nu-i așa? Și în momentul acela, când ți-a cerut mâna și ai zis da, ai fost pusă deoparte. Daul pe care rostești tu în băiat este nu pentru toți ceilalți. Daul pe care rostești unei fete este nu pentru toate celelalte fete. Este numai a ta. Și tu ești numai lui. Da? Suntem unul celuilalt. Dragii mei, după cum o mireasă se pune deoparte pentru mirele ei, se sfințește pentru mirele ei, tot așa, biserica a fost chemată afară din lume, nu putem sluji la doi stăpâni, spune Domnul Iisus însuși. Sau vom iubi pe unul, vom urâ pe celălalt, sau vom ține la unul și vom nesocoti pe celălalt. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Noi devenim mireasa lui Hristos, puși deoparte pentru El. Puși deoparte pentru El. Dar lucrul acesta are enorme implicații legale. Și las pe Apostolul Pavel, dragii mei, să vorbească despre ele. În Roman, capitolul 7, versetele 1 la 4, ascultați un text pe care îl neglijăm de foarte multe ori. Nu știți că femeia, da,
vorbesc în felul oamenilor, este legată prin lege de bărbatul ei, câtă vreme trăiește el. Căci femeia, câtă vreme, m-a ajuns tu să citești textul, versetul 2? Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Unul din textele despre divorț. Căsătoria e pe viață. Vă spuneam că la noi, cel puțin în biserică, legămintele sună cam așa. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Beniamin, fără gău, în prezența ta, spre slava ta, iau în căsătorie pe Eleonora. Te rog să mă ajut să o pot iubi, cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Ăsta spune textul. Femeia măritată este legată de legea lui Dumnezeu, de bărbatul ei, câtă vreme trăiește el. Numai moartea poate rupe relația de căsătorie. Dar acum Pavel în versetul 4 mută toată povestea asta în plan spiritual. Observați, am fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui ca să fie o casă pentru Domnul. În momentul în care a venit șarpele și m-a ispitit și am ascultat de el, m-am dat rob, m-am căsătorit cu diavolul. Legea lui Dumnezeu consfințește relația dintre mine și Satan. Da? Eu nu mai sunt al meu. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robia celuia de care ascultați. Robia asta este impusă de legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu putea veni pur și simplu să zică las că o iau de la tine și devine nevastă mea. Nu, nu, nu. Dumnezeu însuși ar fi făcut vinovat. Întrebarea mea este ce mă fac? Cum scap de această relație cu cel rău? Dragii mei, și aici e taina mântuirii, taina întrupării Domnului Iisus Hristos. Pentru că El, ca reprezentant al nostru, al tuturor, a murit în locul nostru al tuturor și ne-a împrumutat moartea Lui de-a binelea. Convertirea înseamnă o moarte și o înviere. Nu te muți dintr-o religie în alta. Trebuie să mori în Hristos și să învii împreună cu El. O moarte și o înviere. Și asta îmi spune textul în versetul următor, versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește legea. Cum ați murit în ce privește legea? Prin trupul lui Hristos. De ce era nevoie de moarte aceasta? Pentru că Dumnezeu a zis, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Plata păcatului este moartea, despărțirea de Dumnezeu. Dar acum, dacă despărțirea de Dumnezeu a însemnat legarea mea de Satan, toată lumea zice în cel rău, spune Scriptura, în păcat m-a zămislit mama mea. Legarea de Satan, numai moartea poate desface această legătură. Dar este vorba de o moarte în trup. Și de aceea Hristos a trebuit să întrupeze și a trebuit să mă împrumute moartea Lui. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Când El era pe cruce, noi toți eram în coapsele Lui. Toți. Și astfel El a murit pentru toți. Tot astfel, fraților, prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea și acum că sunt liber, nu mai acuză legea lui Dumnezeu, mă pot căsători sau mă pot logodi cu Hristos și aștept nunta care va veni, nunta mielului. Ca să fii mai altuia, să aducem rod pentru Dumnezeu, spune textul. Dragii mei, Hristos s-a dat pe sine pentru noi, ca prin moartea Lui să rupă relația dintre mine și lumea întunericului, să mă elibereze în felul acesta și să mă pot căsători, să pot deveni mireasa lui Hristos, ca apoi, iubindu-mă, să mă modeleze, să facă din mine ceea ce Tatăl a plănuit ca eu să fiu. Asta înseamnă că s-a dat pe sine pentru noi, ca să ne pună deoparte pentru El, ca să ne sfințească. Dar pun o întrebare. Chiar dacă toată lumea a fost în coapsele lui Hristos pe cruce, oare moartea lui operează în mod automat în viața copiilor mei, în viața neamurilor mele, a vecinilor de pe stradă, a bisericii? Nu, dragii mei, nici de cum.
Omul are libertatea să accepte sau să refuze oferta lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți bagă mântuirea pe gât. Dacă 50, 60, 70 de ani cât ai trăit pe planeta aceasta, n-ai avut nevoie de Dumnezeu, doar nu o să te chinui o veșnicie în prezența Lui? Iadul este dovada supremă a respectului lui Dumnezeu pentru tine și alegerile tale. Ți-a plăcut în iad și cu Satana cât ai trăit pe pământ? Dumnezeu îți dă libertatea să trăiești o eternitate cu El. Nu. Moartea lui Hristos nu ți se bagă pe gât. Nu operează în mod obligatoriu în viața noastră. Și de aceea textul continuă. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. El, Hristos, s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Dragii mei, iadul, spuneam ieri, n-a fost gândit de Dumnezeu pentru oameni, ci pentru diavolul și îngerii lui. Nici unul dintre noi n-ar trebui să ne petrecem veșnicie acolo, decât dacă alegem să o facem. Și Dumnezeu te respectă prea mult ca să-ți calce alegerea în picioare. El, Hristos, s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți, spune Scriptura, pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Dar nu uita, poți alege moartea. Jertfa lui Hristos poate fi respinsă, poate fi călcată în picioare. Alegerea este a ta. Acceptarea sau respingerea jertfei lui Hristos cere decizia mea personală. Și de aceea textul spune, prin botezul cu apă, prin cuvânt. Înțelegerea mea este că eu accept jertfa lui Hristos când nu mă rușinez de El în public. Observați, aici nu există baptistier. Există? Nu există. O? Poftim? Un bazin micuț pentru stropire. Unii așa, alții altfel. Dragii mei, cred că formele trebuie să reflecte funcția. Ori, dacă într-adevăr doar murind și înviind, atunci botezul în accepțiunea mea și în înțelegerea Scripturii trebuie să fie o moarte și o înviere. Dumnezeu, că trecut am avut un botez, dar țin minte câțiva ani în urmă, noi facem catecheza și un tânăr a rămas, zice, vreau să vorbesc cu dumneavoastră, eram chiar înainte de botez și zic, eu te ascult. Deci nu știu ce cum să vă spun, dar eu am nevoie de experiențe un pic mai tari. N-am înțeles ce vrea să-mi spună și zic, eu te ascult. Deci, vă rog să mă țineți un pic mai mult sub apă. Și am zis, asta nu e nicio problemă, poți să vii cât muntele de mare, când ești sub apă, eu sunt șeful. Da? Când a intrat el în baptistier, am spus bisericii dorința lui, toată biserica s-a ridicat așa pe vârfuri. Da? L-am cufundat în apă și am uitat să-l scot. Și am simțit cum mi se încoardă trupul tot. Și mi-am zis, dacă îl mai țin un minut, vine morga după el. E o moarte de-a vinerea. Dragii mei, când l-am ridicat din apă, biserica a văzut o înviere de morți. Da? O înviere de morți. Gândiți-vă că asta e doar o ilustrație, o analogie, o metaforă. Le spun tuturor, drac intri în apă, drac ieși din ea. Aici se sfințește apa și te stropește cu ea și în ordine. Noi nu sfințim apa, nu credem în ea. Pentru că icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Este declarația publică a faptului că l-am mărturisit pe Hristos ca Domn. Dar nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Eu nu mă botez ca să am pace cu Dumnezeu, ci pentru că am pace cu Dumnezeu. Eu declar, bucuros, că am fost primit în familia lui Dumnezeu, sunt copil. Și prin botez mă alătur comunității creștine, mă alătur bisericii lui Hristos, să-mi duc mântuirea până la capăt. Este o bucuroasă celebrare, dar este și o solemnă angajare. L-ați duce mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt, ne spune Scriptura. Observați, prin botez
Eu actualizez pentru mine, prin această ascultare a credinței, actualizez pentru mine toată lucrarea lui Hristos. Toată lucrarea lui Hristos. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea, ca să fiți al altuia, al celui ce a murit și a înviat. De ce? Ca să trăim pentru El, să aducem rod pentru El, cel ce a murit și a înviat. Dar de ce spune prin botezul cu apă, prin cuvânt? Prin cuvânt. Ce vrea să-mi spună textul? Țineți minte că în momentul în care Domnul Iisus a așezat la cina Domnului cu ucenicii săi, în Joia Mare, nu de mult au fost Paștele, nu-i așa? Când s-a așezat la cină, mai întâi a luat un lighean, lipsea robul din casă, în mod intenționat, Domnul Iisus a dat porunci. A luat un lighean, s-a dezbrăcat cu hainele lui, s-a încins cu ștergarul și a început să le spele picioarele. Și a venit la Petru, colericul. Și Petru a zis, tu să-mi speli mie picioarele? Niciodată! A? Domnul Iisus a așteptat un pic să calmeze, după care i-a spus, dacă nu te spăl eu, nu vei avea deloc parte cu mine. Când Petru a zis, Doamne, nu numai picioarele, și mâinile și capul. Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Cine s-a scăldat odată, n-are nevoie decât să spele picioarele. Ce vrea să spună? Pentru că imediat după ce a făcut lucrul acesta, s-a uitat la ei și a pus o întrebare. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Doamne, cum să nu înțelegem? Că de secole facem treaba asta. Ori de câte ori ne stăm la masă. Nu. Domnul Iisus a luat un lucru obișnuit și l-a ridicat la o semnificație neobișnuită. Dragii mei, ca să fii mântuit, ai nevoie de un scăldat și de repetate spălări ale picioarelor. Dar deja am spus că botezul nu este o curățire de întinăciune trupești. Și atunci, ce să fie scăldatul? Spălarea nașterii din nou, care trebuie să fie urmată de înnoirea prin Duhul Sfânt. Dați-mi voie să vă așez pe calapodul cărții cele mai importante din Vechiul Testament, Cartea Exod. Am vorbit de Genesa ieri. Cartea Exod are 40 de capitole și are 3 ingrediente importante. Răscumpărare, capitolul 1 la 19, lege 20 la 24 și cortul întâlnirii 25 la 40 cu icul acela al vițelului de aur, capitolul 31-32. Unde se rupe legământul și Dumnezeu trebuie să reînnoiască cu ei. Uitați-vă, vă rog, la ingrediente, răscumpărare, lege și cort. Spuneți-mi, în Vechiul Testament, mântuirea e prin lege sau prin har? În Vechiul Testament. Pe care din voi să vă cred? Prin lege? Prin har? Pentru că nu citim Biblia pe cărți, ne facem teologii cum auzim și noi predici de la unul la altul și credem pe toți guralivii din lumea asta, așa că nu vă credeți o boabă din ce vă spun. Mergeți acasă și verificați dacă e așa sau nu. Dumnezeu i-a răscumpărat mai întâi și abia apoi le-a dat legea. Secvența relației îmi spune că niciodată, nici în Vechiul, nici în Noul Testament, mântuirea nu poate fi decât prin ascultarea credinței, prin har. Observați că să iasă din Egipt, din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu, au trebuit prin credință să pună sângele mielului pascal pe ușorii ușii. Și ocrotiți de sângele mielului pascal, îngerul morții a trecut pe lângă. A trecut pe lângă. Când au ajuns la Sinai, Dumnezeu a zis, curățiți-vă, în 3 zile, le-a spus Dumnezeu prin Moise, în 3 zile vin să vă dau legea. Dacă aș fi fost în locul lor, aș fi venit în față și zis, Domnule Moise, am o rugăminte, am o întrebare. Am fost răscumpărați din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu prin har, prin credință. La ce ne mai trebuie legea? Ascultați cuvântul Domnului. V-am purtat pe aripi de vulturi, v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, cum merge textul mai departe? Nu aud corul, ar fi trebuit să știți textul pe din afară. Veți fi. Nu suntem, Doamne. Nu sunteți. Nașterea din nou nu înseamnă și mântuire. Spune Petru în capitolul 1. Veți fi ai mei, îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt.
Astea sunt cuvintele pe care le vei spune poporului. Vine Moise, spune poporului și poporul răspunde: vom face tot ce a zis Domnul. Observați, relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de El, în spațiul legii. Dar Dumnezeu știe că odată atinși de păcat putem călca foarte ușor legea și de bună voie adaugă cortul întâlnirii, locul în care să-mi rezolv călcările de lege, unde s-am mare preot și jertfă. Dar acum, observați, o singură ieșire din Egipt, spălarea nașterii din nou prin sângele mielului pascal, dar dacă păcătuiesc azi și peste o săptămână și peste două zile, ori de câte ori se întâmplă, pot veni la cortul întâlnirii cu ascultarea credinței în brațe, cu mielul, să-mi cer iertare și Dumnezeu să mă ierte. Și de aceea e nevoie de un scăldat și de repetate spălare al picioarelor, adică e nevoie de spălarea nașterii din nou și este nevoie, dragii mei, de cerere de iertare ori de câte ori m-a atins păcatul. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și noi umblăm în întunere cu păcate nemărturisite, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, adică dacă ne punem păcatele pe frunte și le mărturisim și ne cerem iertare, este credincios și drept să ne ierte, să ne curățească de orice nelegiuire. De asta trebuie să o fac zilnic. Zilnic, dragii mei. Și de aceea cred eu că Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru: dacă nu te spăl eu, după care spune: dacă eu, învățătorul vostru, am făcut cu acesta, sunteți dator să o faceți unii altora. Nu cred că noi trebuie să practicăm astăzi, dar nu intru în obiceiurile dumneavoastră, dragii mei. Dar ar trebui să veghem unii asupra altora și dacă ne atinge păcatul, să ne mustrăm unii pe alții, să ne ridicăm unii pe alții, să nu ne împietrească, să nu ne împietrească păcatul. În Matei, capitolul 18, versetul 20, textul ne spune, Matei 28, ducându-vă faceți ucenici din toată lumea, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Da, tot ce v-am poruncit. Cum ne-a iubit Hristos? Mai puteți? S-a dat pe sine pentru noi ca să ne sfințească, după ce a curățit biserica Lui prin botezul cu apă, prin cuvânt, și observați care e scopul iubirii Lui, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ca să înfățișeze pe tine, pe mine, mireasa Lui, și asta e lucrarea Duhului Sfânt în noi, avocatului Domnului Iisus Hristos în inima noastră, care mijlocește cu suspine negrăite ca noi să devenim, să îmbrăcăm haină de nuntă ca să nu fim scoși afară. Da? Haină de nuntă. Ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită și fără pată, sfântă și fără prihană. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihane înaintea Lui. Și doar când vom fi prezentați sfinți și fără prihane înaintea Lui, se va dovedi că iubirea Lui Hristos și-a atins ținta, a făcut lucrarea, ne-a modelat după așteptările Tatălui. După așteptările Tatălui. Curățirea și sfințirea nu sunt un scop în sine, dragii mei, sunt un mijloc spre scop. Scopul este nunta mielului. Scopul este nunta mielului. Capitolul 19 din Apocalipsa, versetele 6 la 9, dacă mă ajuți, te rog. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Mă, dacă te-ai oprit și ai recitit textul și ți-ai imaginat bucuria din cer și cine sunt cei care vorbesc, cum ar suna versetul acesta? Ia să vedem. Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Imaginați-vă bucuria! Nunta va fi realmente bucurie. Bucurie. Și uitați-vă cum continuă textul, versetul 7. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă,
căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ale lui Dumnezeu. Mirele nostru. Mireasa lui Hristos, îmbrăcată în hainele albe ale neprihănirii lui Hristos, care i-a fost atribuită prin har, va fi prezentată înaintea Tatălui, înaintea mielului, mirele ceresc, și înaintea întregului cer, ca rod al iubirii lui Hristos. Al iubirii lui Hristos. Imaginați-vă scena. Tatăl stând pe tron, fiul în picioare, așteptându-și mireasă, cerul întreg încolonat, în glorie și slavă, mii și mii și zeci de mii de îngeri, așteptând momentul acela. Și dintr-o dată sună toate trâmbițele și mireasa lui Hristos este adusă. Nu știu cum sunt nunțile la voi, la noi biserică cam așa și este un culoar. Și de obicei mirele stă în față și așteaptă mireasă. Și când începe muzica, se deschid ușile și mireasa vine, fie singură, fie însoțită de brațul tatălui. Și în momentul în care mireasa intră pe ușă, interesant, toată biserica este în picioare, pentru că și eu sunt acolo și aștept să mă rog pentru ei. Instinctiv, întreaga biserică întoarce spatele mirelui ca să admire mireasa. E adevărat? În cer va fi altfel. Când mireasa va intra, instinctiv, în cerul întreg, se va uita la mire. Pentru că tot ce vom fi noi se datorează iubirii lui. Toată cinstea, toată onoarea va fi dată în numire Săi, mirelui. Mirelui care ne-a iubit, s-a dat pe Sine pentru noi, ne-a sfințit, ne-a pus deoparte pentru El și acum ne prezintă înaintea cerului întreg, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dragii mei, așa va începe nunta pe care o așteaptă cerul întreg, spre care aleargă istoria. Aproape că vine să mă opresc să strig, Maranata! Vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Imaginați-vă cinstea pe care o va primi mirele. Cinstea pe care o va primi mirele pentru ceea ce a realizat prin iubirea Lui pentru noi. Prin faptul că s-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne sfințească după ce ne-a curățit prin botezul cu apă, prin cuvânt și acum ne înfățișează înaintea Tatălui și a îngerilor și înaintea Sa. Ce bucuros poate fi mirele când își vede mireasa. Versetul 7 din capitolul 5 până la 14. El, mirele? El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile. Căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Imaginați-vă, toate astea se întâmplă la nunta mielului. Și textul continuă. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda.
Și pe toate fapturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin, și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Observați, toată lauda este îndreptată spre cel ce șade pe scaunul de domnie și spre mire, nu spre mireasă. Pentru că iubirea jertfitoare a mielului, a mirelui, a făcut din mireasă ceea ce este. Dragii mei, aș trage concluziile și aș spune, dar încă n-am terminat, așa că mai putem câte o cântare și mai am un pic, care e cel mai important lucru. Dar textul nostru spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica. După cum iubirea lui Hristos n-a început cu așteptările noastre, ci cu așteptările Tatălui, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor. Mergând în fața lui Dumnezeu Tatăl, cel care a creat-o pe soția mea, și întrebându-l, Tată, când voi fi la judecată înaintea ta, ce așteptări ai de la femeia aceasta? Și Tatăl, prin Biblie, îmi spune așteptările ei. După care se uită în ochii mei și spune, asta vreau ca să facă iubirea ta din ea. Wow! Dar, Doamne, știi că e încăpățânată, nu-i așa? Știi, Doamne, că am încercat de nu știu câte ori să vorbesc cu ea și n-am cu cine. Mai mult te ascultă de mama ei decât de mine. Știu. Când Domnul Iisus a aflat voia Tatălui, știți ce a spus Tatălui? Tată, dar pentru asta eu trebuie să dezbrac slava mea, așa e. Pentru asta trebuie să cobor acolo în tremurdare, așa e. Dar Tată, trebuie să mă las batjocorit, scuipat și pus pe o cruce, așa e. Aruncat într-un morm, așa e. Dar la treia zi vei învia. I-a spus Tatăl. Tot așa, iubirea bărbatului trebuie să înceapă cu o discuție cu tata ca să afle voia tatălui pentru soția lui. Am terminat de predicat, am urcat în mașină și ginerele meu, care era la volan, tăcea. Și la un moment dat și-a deschis gura și zice, a tata veni, cine-i de ajuns pentru aceste lucruri? N-am zis nimica, știam că nimeni nu-i de ajuns, nici eu nu sunt de ajuns pentru aceste lucruri. Și pe urmă el a continuat, totuși n-ai ceva mai palpabil pentru noi decât teoriile astea și filozofiile astea pentru să iubești cum a iubit Hristos biserica? Zic eu, ba da, dar așteaptă până duminica viitoare. Ce-ar fi să gândim o cântare și înainte de duminica viitoare să continui cu textul din versetul 28 care ne aduce cu picioarele pe pământ și vă promit că o să fiu foarte scurt în ceea ce urmează ca să încheiem. Tata Benin, ai ceva mai concret pentru noi? Dumnezeu știe că avem nevoie de lucruri mai concrete și jertfa lui Hristos este mult deasupra noastră, dar e acolo ca model, ca ideal. Și textul continuă, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Bărbați, ridicați o mână. Bărbaților, hai ridicați o mână. Și faceți, uite așa. Înseamnă că trăiți încă, da? Nu e așa că trupul nostru este destul de concret, îl ducem la gym să facem mușchi, avem grijă să ne săturăm, este o vorbă, iubirea trece prin stomac. Și de aceea o femeie înțeleaptă știe să-și descoase bărbatul, mai ales la cină, când îi pune lumânarea și când începe să-i pune muzică de fond și pe urmă începe să-l descoase așa, să-l treagă pe ghem. Și ăsta e rolul femeii. Să vadă ce e în inima bărbatului, ce a adunat din scaieții acestei lumi de-a lungul zilei. Dar ca pe trupurile lor, și textul continuă, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul său, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, după cum și Hristos biserica, da? Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa,
interesant, textul din 2 cu 24 din Genesa este scos și așezat într-un context nou extrem de important. De ce? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa, ca iubind-o, cum a iubit Hristos biserica, să facă din ea ceea ce Dumnezeu așteaptă. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și biserică încolo. Fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta se teamă de bărbat. Ca să-mi pot iubi nevasta, cum a iubit Hristos biserica, ca pe trupul meu, două lucruri trebuie să ajung să fiu convins de ele. Două lucruri. Unu, ca bărbat, ca soț, am nevoie de ajutor. Bărbaților, spuneți cu mine, am nevoie de ajutor. Nu, dormiți, încă o dată, da? Mai tare un pic. Am nevoie de ajutor. Soților, ați auzit? Aduceți-i aminte, vă rog, în fiecare zi. Spuneam ieri, noi suntem ca un cașcaval de ăla, bine cop, bine maturat, dar cu găuri mari înăuntru, da? Că dacă n-ar fi fost găurile, Dumnezeu nu ne-ar fi dat un ajutor potrivit. Dacă n-am avea lipsuri, dacă n-am avea nevoie de soțiile noastre. Al doilea lucru, nimeni nu-mi poate fi un ajutor mai bun ca soția mea, spuneți cu mine. Nimeni altul nu-mi poate fi mai bun ca soția mea. Nimeni. Nici mama, nici vecinii, nici secretara, dragii mei. La fundație avem o secretară extraordinară. A murit fiul meu care conducea fundația și a rămas toate poverile pe ea, pe Anca. Și mă sună mai des, că nici nu vorbea cu mine, vorbea numai cu Filip, dacă să aibă cu cine povesti și ea când ia decizii mai mari. Și mă bucur de ajutorul ei, dar nici prin cap nu mi-ar fi trecut vreodată ca ea să-mi fie un ajutor mai bun ca nevastă mea. Ea îmi știe zvâcnirile, îmi știe slăbiciunile, îmi știe căderile, îmi știe ridicările, știe mândriile mele, știe smereniile mele, toate le știe. Am împărțit un jumătate de viață împreună. Cum să nu le știe toate? Dați-mi voie să le iau pe rând. Ca bărbat sunt vulnerabil și am nevoie de ajutorul soției mele. Nu e așa că nouă bărbaților ne vine greu să recunoaștem lucrul acesta? Noi suntem acel macho, noi trebuie să o protejăm pe ea. Dragii mei, nevestele noastre poartă de 20 de ori mai multe poveri ca noi și trăiesc un pic mai mult ca noi. Noi și murim mai repede și cădem mai repede, da? Ele duc greul, cresc copiii și trag brazdă, indiferent cum e vremea pe afară. Cum e vremea pe afară? Spuneți-mi, dacă n-ar fi adevărat lucrul acesta, ca bărbat sunt vulnerabil și am nevoie de ajutor, oare Dumnezeu în tot înțelepciunea Lui mi-ar fi creat un ajutor potrivit? M-ar fi lăsat fără o coastă ca să facă din ea femeie? Să o ducă la mine? Nu. Actul creației ar trebui să ne trezească pe noi bărbații și să recunoaștem o realitate care este greu să recunoaștem, că nu ne place să facem vulnerabili. Spun tuturor, tot ce e bun în viața mea, Dumnezeu a dus prin Nora. Văd că se simte mândră pentru asta și mă bucur, dar s-a obișnuit deja cu mine, da? Și citește și printre rânduri și atunci mă bucur că este cu mine. Dumnezeu nu mi-ar fi dat-o pe Nora dacă n-aș fi avut nevoie de ajutorul ei. Am nevoie de ajutorul ei. Dragii mei, pământul a fost vândut în mâna celui rău. El este Dumnezeul veacului acestuia. Știți ce ne-a rămas de păzit? Sufletele noastre. Sufletele noastre. Și acolo e atacul. Asupra sufletelor noastre. Rămâne de păzit sufletul și pentru asta Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, că ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Deja știți imaginea. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău. În împărăția lui Dumnezeu, în Dumnezeu Hristos, bărbatul, femeia. În împărăția celor am balaurul și îngerii lui și un loc vacant. Domnul Iisus însuși spune, duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Iadul n-a fost pregătit pentru om.
ci pentru diavolul și îngerii lui. Noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu pentru părtășie cu Dumnezeu, o veșnicie. Dar libertatea de alegere pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dragii mei, îmi dă posibilitatea să aleg moartea în locul vieții. Ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. Spuneam ieri, pentru spate, în Efeseni capitolul 6, nu există piesă de armură. Pentru spatele meu, Dumnezeu mi-a dat-o pe soția mea să-mi acoperă spatele, să nu fiu lovit pe la spate. De ce rău? Spuneam, citându-l pe Billy Graham, sunt trei F-uri care macină bărbații lumii noastre. Femeile, faima și finanțele. Ai o idee de afacere? Te împrumuți de la bancă? Stau de vorbă cu oamenii de afaceri și le spun, este o vreme când îți conduci afacerea, vine o vreme când te conduce ea și ești robul ei. Ești un om mort. Te înghite deșertăciunea. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dragii mei, uitați-vă la oameni mare lui Dumnezeu care și-au frânt gâtul cu secretarele lor. Mama soacră a dat soției mele câteva sfaturi, o femeie simplă. Unul dintre ele a fost, nu-l lăsa să meargă singur, du-te cu el. Du-te cu el. Mă bucur când este cu mine. Sunt în absolută siguranță, da? Absolută siguranță. Rămâne un singur lucru de păzit și sufletul meu este păzit de soția mea care are intuiția feminină, care citește orice schimbare în sufletul meu. Când vin acasă, ce s-a întâmplat? Și în felul acesta încep discuțiile și comunicarea aceea constructivă care evită divorțul, pentru că dacă păcatul nu este rezolvat la vreme, dragii mei, în fundul gropii ajungem. Și nu este drum de întors. Nu este drum de întors. Am nevoie de ajutor. Al doilea lucru, nimeni nu poate fi un ajutor mai potrivit decât soția mea. Și când am recunoscut lucrul acesta, pot spune, o voi iubi ca pe trupul meu. Ce m-aș face cu ajutorul disfuncțional al unei neveste neglijate? Eram în Portland și vorbeam despre subiectele acestea și am văzut un tânăr care vrea să vorbească cu mine, da? În biserica respectivă erau foarte mulți clujeni și cum se termina adunarea, ne băleau pe mine și n-am apucat să vorbesc cu el și l-am văzut că pierde ocazia în prima zi, pierde ocazia, știa că e ultima zi. Și m-a văzut că vin cu o jumătate de oră mai repede să pun computerul să văd că toate funcționează și l-am văzut acolo. M-am dus la el și începe să-mi spună povestea lui. Am trei copii. Am și o nevastă și am trei joburi, spun americanii. Lucrez de dimineața până seara. Indiferent câți bani îi dau, nu-i ajunge. Nu ne mai înțelegem una cu alta. Și copiii sunt la mijloc. I-am spus, dragul meu, ascultă predica din seara asta și dacă te pot ajuta, stau până la 12 noaptea cu tine și povestesc. Când am terminat, l-am întrebat, mai ai vreo întrebare? Zice, nu mai am niciuna. Dragii mei, nevastă n-are nevoie de 3 joburi pentru bărbat, nici de 5 salarii, nici de 200 de perechi de păpuci, ce să facă cu ei? Am fost în case, dragii mei, și în garaj, când ai deschis dulapurile, sute de perechi de păpuci. Am zis, tu l-ai, mamă, când le încalți pe toate? Deschizi vreun dulap, gem, zici că sunt magazine de haine, de dulapurile noastre. Indiferent unde te duci, casele noastre au devenit magazii uriașe de lucruri inutile. Toate astea costă bani, costă timp, costă lipsă de comunicare, nu mai ai timp pentru copii. Dragii mei, copiii noștri n-au nevoie ca voi să mergeți în Spania, să culegeți căpșuni, ca să duceți bani acasă. Copiii noștri au nevoie de voi. Necreștinii, știți ce spun la radio? Petreceți cât mai mult timp cu copiii voștri pentru sănătatea emoțională a copiilor voștri. Dar n-am timp. Când vin acasă, doarme. Când plec, încă doarme. Nu l-am văzut de o săptămână. Nevastă este la fel. O voi iubi ca pe trupul meu. Ce m-aș face cu ajutorul disfuncțional, nepotrivit al unei soții neglijate? O nesii neglijate. Vă întreb, surorilor, oare iubirea, încurajarea, comunicarea soțului ar putea ajuta în devenirea mea să devin un ajutor din ce în ce mai potrivit pentru el?
cu siguranță. Dați-mi voi să vă pun o istorie. Sfârșitul anilor 80, un om de la Wheaton College din Statele Unite a avut o idee, un om simplu cu dislexie, profesor de sport, dar înțelept din calea afară. A mijlocit pe lângă toată universitatea de la Wheaton, ca să merge acolo să trebuie $10,000 să faci universitatea, și a început să aducă în țară profesorii de la universitate. Și noi stăteam ascunși, că era vremea comunismului, și stăteam câte o săptămână de dimineața până seara învățând. Așa ne-am făcut noi teologiile pe vremea respectivă. Unul dintre ei a fost Paul Devrie. Paul Devrie a fost șeful catedrei de filozofie de la Wheaton College. Și avea o problemă serioasă la ochi. Nu știu, erau ochii foarte bulbucați, nu știu cum zice, era un nume pentru boala asta. Și ne-a spus istoria lui. Deci, mama m-a trimis la școală, dar eu nu veneam la tablă. Și nevăzând la tablă, nu știam temele, nu știam... Și abia treceam la extemporale, la teze, abia treceam de la o clasă la alta. Când în sfârșit am trecut și eu în etapa următoare, ca să ne verifice, am dat un fel de extemporal, de teză. Și vine profesoara la mine, zice, Paul, tu nu ești de 3, tu ești de 9. La fiecare lucrare, venea și spunea, Paul, tu nu ești de 3, tu ești de 9. Și cel care abia trecea clasele a terminat primul în clasă. Și foarte curios, nu a priceput vorba asta, profesoare, tu nu ești de 3, ești de 9. S-a dus și și-a luat de arhivă lucrarea. Lucrarea lui era de 3. Dar 3-ul, acum vorbesc în limba română, că ei au... Lucrarea lui a fost notată în așa fel încât profesorul a citit 9. Și dintr-un elev de 3 a scos un premiant. Iar când vorbeam eu cu el, era șeful catedrei de filozofie în Liga Filozofilor Creștini din lume. Ce a reușit să facă din Paul încurajarea profesoarei lui? Acum, știți cum am început noi viața de căsnicie? Am venit de la lucru, mi-a pus Nora supa în farfurie, v-am spus ieri, am luat o lingură, am gustat-o și am zis, mama, nu așa făcea. Nora n-a zis nimic, a luat farfuria, a vărsat-o în chiuvetă și a zis, du-te și mănâncă la maică ta. Și asta m-a lecuit pe viață. De 40 ceva de ani n-am mai îndrăznit să spun, indiferent ce gătește. Indiferent ce gătește foarte bine. Observați, noi bărbații cam așa ne încurajăm nevestele și ne miră faptul că nu mai are chef de nimic în casă, se duce să dirigeze circulația, intră în politică, dă din coate să ajungă președinta Belgiei sau mai știu ce aveți pe aici, sau Statelor Unite și familia e praf. Praf. Când copiii mei... Deja cea mică avea 11 ani, Nora s-a dus înapoi, a venit Revoluția, s-a făcut un liceu creștin, s-a dus să predea engleză. Venea acasă de la școală cu ghiozdanul în spate, Andreea. Când intra în casă, prima întrebare, unde e mama? Dacă spunea mama, n-a venit acasă încă. Dragii mei, punea botul în pământ, intra în camera ei și nu mai vedea ei. Unde e mama? Copiii vin acasă, te simtă miros de pâine caldă, brațele deschise, să o iei în brațe, să le iei în brațe, să începi să povestești cu el, să-l descoși câte noroaie și gunoaie au adunat de la colegii lor. Avem doi nepoți, două nepoțele, una are 8 ani, ne este groază să vedem ce aduce de la școală cu ea. Asta e lumea în care trăim. Ce facem pentru ei? Dragii mei, exact așa e o femeie. Încurajează-o și faci din ea premiantă. Ajutor potrivit. Citiți cu mine textul. De aceea va lăsa omul pe tatăl său. Cine trebuie să lase pe tatăl său și pe mama sa? Bărbatul. Ca iubind-o cum a iubit Hristos biserica, s-o poate prezenta înaintea lui Dumnezeu, Doamne, pentru asta ai creat-o, uite ce a făcut iubirea lui Hristos prin mine,
din ea, prin mine, din ea. Vă întreb, la ce ar folosi unui bărbat ajutorul disfuncțional al unei soții neglijate? Știi ce înseamnă ca pe trupul tău? Spune-mi, ce faci cu o mână paralizată? Da? Ce faci cu ea? Vă spun eu ce faci cu ea. Dar mai mult de atât nu poți face. Vreau să vă spun că în multe cazuri, așa soțiile în casa noastră, o împingi un pic, se oprește. Spui o vorbă, îți răspunde. Da? De ce? Ai crezut că dacă îi dai bani și haine și țoale și mașină și casă, va fi fericită? Nu. Dragii mei, fericirea nu ține de ce ai, ci de ce ești, de relația aceea. Îmi spunea cineva ceva ciudat aseară. Deci, intru în diverse case și văd femei extrem de ordonate și curate și relația dintre ei praf. Și văd femei mai sloppy puțin, dar au o relație incredibilă cu bărbații. Zice, nu înțeleg treaba asta. Dragii mei, viața nu stă în lucrurile exterioare, ci în relațiile pe care le creiem. Pentru că Dumnezeu însuși este o mare relație. La ce mi-ar folosi ajutorul disfuncțional al unei soții neglijate? Și de aceea o voi iubi ca pe trupul meu, că ea să devină ceea ce Dumnezeu a gândit pentru ea. Doamne ajută! Doamne dă izbândă!